fi foarte multe lucruri de spus, la fel cum a fost și sunt de scris. Sper că mulți medici militari români, cititorii și colegii noștri, să citească cele scrise de mine în editorialul ultimului număr din Jurnalul Român de Medicină Militară, recent ieșit de sub teascurile tipografiei. Ar fi de amintit cuvintele regelui Ferdinand, întregitorul, din proclamația din 28 august 1916, data intrării României în Marele Război. Pornim la luptă cu avântul unui popor care are credință neclintită în menirea lui. Menirea lui fiind unirea și unitatea, indestructibilă și inalienabilă, cum spune Constituția noastră. Ar fi de amintit și faptul că după pacea punitivă din mai 1918 de la Buftea, România a intrat nominal în război alături de aceeași tabără a aliaților în ziua de 10 noiembrie 1918, fiindcă ne apropiem de 10 noiembrie 2018. Până atunci ni se cam înnecaseră toate corăbiile. Dar Dumnezeu este mare și bun, iar timpul este un domn cum se cade. Pe 11 noiembrie 1918, într-un vagon aflat pe calea ferată din pădurea de la Compain, s-a semnat armistițiul. Se spune că în acea zi, Winston Churchill, la data aceea ministru al muniților în Marea Britanie, privea pe fereastră din cabinetul său harababura triumfală de pe străzi și gândea: aceasta să fie oare sfârșitul? Va fi doar un capitol dintr-o poveste crudă și lipsită de sens? Cu revenire la întrebarea sau la gândurile pe care doresc să vi le exprim, parafrazându-l pe Stefan Zweig, scriitor austriac de geniu, pot spune că ziua de 1 decembrie 1918 reprezintă o zi astrală pentru România. Greu de abia acum a început, fiindcă Georges Clemenceau, prim-ministru francez de război și președintele conferinței de pace din iunie 1919, în care la Versailles s-a semnat tratatul de pace cu Germania, a spus: am câștigat războiul, acum va trebui să câștigăm pacea. S-ar putea să fie mult mai dificil. Să nu uităm că la 4 august 1919, armata română a intrat în Budapesta sub comanda generalului Gheorghe Mărdărescu, ceea ce înseamnă că nu se terminase calvarul armatei române. Iar lucrul acesta este cam uitat acum și ușor minimalizat în raport cu vecinii noștri. În fine, fiindcă subiectul este extrem de vast, încă nedezlușit, deși au trecut doar 100 de ani, privind și gândind în perspectivă istorică, nu pot să spun decât că doresc românilor să fie înțelepți, să fie buni, să fie uniți, să ia aminte la ce s-a întâmplat, că și poate se va mai întâmpla, și să nu uite că națiunile și popoarele înțelepte nu uită niciodată dictonul latin al lui Publius Flavius Renatus, sibi spacem parabellum. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români!